Bine v-am găsit, oameni buni, dar mai ales prieteni, pentru că noi suntem prieteni, prieteni, suntem ca o familie, ne avem ca frații, suntem, așa suntem. Bine v-am găsit într-un nou episod din Mânsoară Mama. Ultima dată am rămas aici în Londra, unde trebuie să aterizeze noile fete ca să-și cunoască, mă rog, unde o să locuiască ele. Ia să vedem. Londra. Am visat Londra. Să văd orașul ăsta și iată-mă aici. Ok, avem ceva delay între voce și sunet, dar nu știu dacă e de la... Toți căram niște valize uriașe și a trebuit să le cărăm până la ultimul etaj. Da, cu liftul. Cu liftul, adică e... No, don't you plângi. Ce apartament. Casă frumoasă și cât de multe ar fi de văzut în ea, mai ales dacă ar fi cineva interesat de artă sau de design interior. E efectiv un apartament normal cu 3 camere, adică sincer acum. Dar ți-ai găsit. Ăstora tineri nu le prea pasă de așa ceva. Adică arată drăguț, dar nu e dormitor, ultra wow. Dormitor. Aici e camera mea și va fi camera voastră. Vai, ce drăguț. O perioadă. Da, ce... O perioadă, dar poate una dintre ele o să rămână veșnic în dormitorul lui Andrei. Bani interesant ai. Ne uităm la stele, știi? Noi? Ia să vedem. Foarte tare. Dar ce... Ia uite, ai și medalii. De la ce ai medaliile alea? La karate. Dar Andrei, dar de unde ai luat salteaua asta? Asta e deja pe hanky-panky, e deja pusă, nici bine n-a ajuns și deja... Măi, bratul, mama e... Vrea să testeze salteaua. E ortopedică, da, memory. Cu susținere bună pentru spinare. Auzi, da, crezi că rezistă la toți trei? Sper să fie... Da, vă, că tu te-ai aruncat așa, dar poate el nu vrea toți trei. Nebună, care ești nebună, așteaptă și tu că ești ca aialaltă, codruța aialaltă sau cum o chema de la Ovidiu. Poznic în patul lui. Ce e chestia aia de acolo? Aia este... Păi ai zis să ne întindem, Denisa, hai stai aia de acolo este constelația Alarma de Foc. A, da? Da. Serios? Îmi place cum arată cerul, stelele și astea. Și sincer, aici nu prea le vezi, pentru că e multă poluare cu lumină și e desnorat. Nu mă așteptam ca un bărbat, un băiat, să aibă o așa cameră. M-a surprins prin... Da, nici eu, adică mă așteptam ca după 12 ani să nu mai ai chestia asta, să vrei pat în formă de mașinuță sau... Da, na, în fine, na... Mirosul care îl avea încă de la intrarea în cameră... Adică nu mai risise, nu mai avea șosete murdare, nu e ok, măi, Andrei, mai aruncă și tu loturile alea cu brânză, că se împute rău! Măi, hai că eu vă las să vă instalați, să vă odihniți, că sunteți obosite și eu la fel. Cum a închis Andrei ușa... Iată, eu și Denisa am început să scotocim prin cameră, să vedem dacă într-adevăr este romantic, ce are prin șifonier. Dacă ascunde poze cu alte femei, poate chiar cu Pamela Anderson, ca să afle ce chestii kinky are. Are plin de oglinzi pe aici. Normal, ca să vadă din toate unghiurile, if you know what I mean. Uite, vezi, acum nu ne mai certăm pe oglinzi, pe chestii de genul. E și romantic, ce crezi? Da. De ce? Mă așteptam la asta. De ce e romantic? Da, mi-e frică. Te bețișoare parfumate. A, care bețișoare? Da, că trebuie să fii super romantic să ai niște bețișoare parfumate. Mamă! Ei, tocmai că e hândrălău dacă are bețișoare parfumate în dormitor. Că aduce toate femeile acolo, că s-o obișnuiți ăsta. Băi, dar gândiți-vă și voi un pic mai... No, bun, hai să trecem mai departe la Ciprian și mama Virginia, care pare că n-au avut bani de iaht cum au avut fratele Sorin în episoadele trecute, dar au avut bani de barcă. Cred că s-a distrat de minune, doamna Virginia. Acolo ia ce frumos. A făcut câteva rugăciuni. Urmează să dea cu banana? Și o să arunce? Dacă aș încerca să mă urc pe banană, pentru că amețesc, nu aveam niciun punct de... Și eu amețesc când duc pe banană, doamna Virginia, deci nu vă imaginați. Eu am renunțat la 20 ceva de ani la banană, am zis să încerc de câte vor, dar după aia, nu. Astea-s pentru tineri, nu-s pentru noi care avem probleme cu șoldurile. De sprijin, să mă țin de ceva, eram doar, trebuia să stau liberă și... Mie-mi place să fiu încătușată, să nu știu ce... Păi, femeie bătrână și am glume proaste, dar nu, nu, acum... Suportat. Mi-aș plăcut mult să fie și doamna Virginia cu noi pe banană, pentru că aș vrea să-i văd sincer reacțiile. Aș fi vrut să văd cum pică de pe banană, pe bune, abia am încetat eu cu glumele proaste, acum încep tu. Să văd cum țipă, cum se panichează puțin. Na bun! Să vezi ce râd când îi aruncă. Zici ce râd când îi aruncă. Speriată.
când a fost pe banană și chiar am mers cu o viteză relativ mică, eu cel puțin așa consider. Eu s-o obișnuit să merg cu banana cu 200 la oră, eu așa s-o obișnuit cu băieții ăia la sară cu de-astea nutritive, dar aici în larg, în Tenerife, e pe bune. Copiii s-au distrat, au râs, au țipat, s-au bucurat, iar pentru mine a fost cea mai mare bucurie să-i văd că se simt bine și că sunt voioși. Dar stai un pic, unde-i partea în care îi aruncă de pe banană sau asta e doar în România? Mi-a plăcut foarte tare să mă plimb cu banana, chiar dacă nu prea știu eu să mă exteriorizez, o să mai fac asta cu siguranță. Cred că ne-am distrat cu toții. Deci eu n-ai cum. Deci până acum mi-au ridicat cel puțin de 5 ori la fileu niște glume absolut proaste legate de fete și de banană și cum stau ele pe banană și cum stă Ciprian pe banană și n-ai cum. Deci n-ai cum. O fac intenționat. E greu să nu te distrezi când ești într-un loc pe banană. Extraordinar de frumos. Bine că Mihaela s-a distrat puțin, mai puțin decât noi. Alexandra, ei nu-i place pe banană. Alexandra e mai... Ciprian se pare că se distrează și el oriunde. Și tu nu te distrezi niciunde, efectiv. Deci tu efectiv oriunde găsești un motiv să nu-ți placă. Dar acum, pe bune, eu înțeleg că are buzele mari, dar acum a mușcat-o ceva de ea, zici că e umflat, că nu-i mai văd conturul la buza de jos, efectiv, zici că... Ori se distrează, ori vrea să ne arate nouă că e un tip foarte deschis și că îi plac toate lucrurile, dar... Ce ție nu-ți place nimic? Nu entuziasmul ăsta așa gratuit. Într-un fel a fost ok că am experimentat și lucrul ăsta, dar nu vreau să mai fac. Mi-a fost mult prea frică și... Eu cred că vrea să stea toată ziua în casă fata asta și să nu facă nimic. Asta, cred că aia i-ar plăcea maxim. Mă simțeam atât de singur acolo în mijlocul apei. Nu. Ok. În Londra, soarele nu e sus pe cer. Ne întoarcem în Londra, prieteni. Nu? Urmează să mergem în aventură. Oricum, vremea nu e nicăieri. Dar unde? Ca trei tineri să stea în casă. Lilibet. Când ei vor să se distreze. Ce? Unde mergem? Mergem la cumpărături. Andrei m-a surprins din nou. M-a adus unde mi-e mie. Ciocolată! Cel mai bine Miro. La dulciuri! It's fudge time. All right. So I need to turn this off. Okay. Hold on. And someone is going to come and help me pull the fudge out. Okay. Sunt într-un atelier unde își fac propria ciocolată. Mamă, vai cât de tare. Salted caramel, slightly. I could tell. 10 kg de din asta faci cu caramel sărat. Deci zahăr, apă și am înțeles asta. Asta smântână de făcut pișcă. So now 10 minutes of cooling and then you guys are going to make the fudge. Am ajuns să facem plăcintă. Acum eu te înțeleg că nu ești atâta cu mersul ăsta la oraș, cu mersul ăsta în Londra sau cu engleza, dar dă-i pace de la baton de ciocolată de caramel plăcintă. Dă-i pace, tu știi cum arată plăcinta, mă, fată? Plăcinta e langoșola, vino în Ardeal să vezi că dacă zici plăcintă, n-o se gândească nimeni la prăjiturele și la chestii. Plăcintă înseamnă numai chestia aia care e prăjită și... Așa, că m-am enervat acum. Ia! Și că faci? Ce mozoleala aia? So this is the tool we're using. Okay. And what we want to do is hold it like this. Okay. You want to have a good stance. You want to go push, turn, pull and flip. Ba pe stânga. Bă, stai că deja am uitat. Sunt numai 4 pași și ușor, dar eu am uitat deja. Ba pe dreapta, împinge, răstoarnă, amestecă, ca să iasă ce? Pull, flip. Un baton de ciocolată, pull, fata mea. Flip. Right, okay. You got it. I think so. Yep, so you want to go push along and then turn it inwards. Hi, Andrei. Okay, am înțeles. Are sens. Vai, ce satisfying arată. Vai, da, ce amuzant ești, mai ales cu pălăria aia. Vai de viața mea. Cringe, aoleu, a venit altceva mai cringe, da. Da. Eu înțeleg de ce nu vrea Elena să se lase prinsă de degețel. Păi dacă lui Andrei îi dai un deget, el îți ia toată mâna. Păi stă așa. Nu e bine? Nu asta vrea Andrei, de fapt? Să ceară și să primească mâna unei fete. Ia
ia mă fată și îmbracă-te cu ceva, stai acolo cu buricul ăla gol la televizor, te răcești la ovare, nu știu ce, după aia răcești la ovare fără te. Te vede tata, adică e pe bune. Are și dungile alea alb cu negru acolo, zici că e Pugsley Adams de buget, acum sincer. Am să te mozolesc peste tot, că dacă mă pui să fac acum plăcintă... Dar nu-i plăcintă, e baton de ciocolată și ești în public, fata mea, ești în Londra, ești la civilizație. Oamenii se uită la tine și nu-i, pe bune, nu-i igienic să-ți bagi degetele în chestia aia din care alți oameni o să mănânce. Nu suport deja, nu suport. Tu ce crezi? You have to keep going. Sorry. Mi-a plăcut joaca Elenei cu... Deci, pe bune, mă dezamăgești, Andrei. Aveam o părere mai bună dacă ți-a plăcut chestia aia, Mă zgălim tu pe fata și pe asta, păi nu mă amuză chestii de genul ăsta. Dacă eram aici, nu știu dacă se băga la chestii de genul ăsta, așa că mă bucur că au fost un pic mai destinse să se distreze. Mama, de ce nu a venit cu tine? Mai gata, s-a lipit. O pui pe mama la din asta. Avea și ea demnitatea ei, dacă venea ieșa cu asta, știa că o face de râs prin toată Londra, să nu știe că e de-a ei. Vă zic, ăsta e motivul. N-ai zis că îi place să facă dulciuri? Da, mă, dar tu știi că are probleme cu spatele. Astăzi n-a venit mama. Fără mama, parcă e un pic mai bine. E așa mai în largul lui. Se distrează mai bine, să zic așa. Și noi am fost, să zicem, tot mai în largul nostru. Bă, dar ce bine arată toate alea din spate. Nici mă interesează ce zice asta în fundal. Uită-te ce bine arată toate alea de pe rafturi. Pe bune, prieteni. Ostru, ne-am apropiat puțin. Vai că mi-e rău, mai ales aia roză. Hai să vedem. Vai de viață. Nu-ți băga iar degetele, te rog frumos. Dar lasă-i ei. Hai să vedem. Când am văzut lopata, m-am gândit că mama cam asta ar face cu una din noi două. Yeah, she's good. Te descurci, Denisa. Știu. Mulțumesc. So we can see a color change, it's starting to happen. Da, o să-mi gata pălăria asta. Eu cam aveam idee despre ce se întâmplă acolo cu lopata aia. Că doar aseară la mama aia la țară. Îți dai seama că am mai dat, am mai cu hârlețul cu astea, că na, trebuie să scoți rădăcinile alea din ăsta. Dar niciodată să întorc caramel, adică mă înțelegi? Dar tot m-a amuzat puțin. Nu știu, era dintr-o altă poveste, ce să mai... And we're going to make a line in the fudge. Okay. And we're going to do this side first and then the other side. Și so o să fac ele partea aia mai întâi. Aici nu mă pricep. All the way on here? Vai ce bine arată. Ia din capăt și du până capăt. Vai ce bine arată, nici n-am prea mâncat azi și vai că mi-e rău. Vai că vreau să mănânc ciocolată acum ca un nesimțit. Vai și nu-i sănătos, prieten, nu-i sănătos să mâncați zahăr în exces. Uite ce bine arată. Procesul ăsta cu fagiu, mamă, atât de mult de lucru, așa de complicat, că fierbe la anumită temperatură, pune jos, lasă să răcească în anumită perioadă, trebuie să fie așa dacă ai pus... Da, dar și când ai 5 lei pe o bucățică de ciocolată, cum e? Dă-mi pace. Un minut, stea. Amestecă-l, fă-l așa, băi, complicat. Vai ce bine arată. E la fel, exact la fel. Da, păi și acolo, trebuie să iei lopata, trebuie să stai, să o întorci, să-i dai peste cap, să... Na, adică... Încește și dacă ai greșit ceva, nu-ți mai iese. It's ready to try? Yeah. Also, și că dacă se răcește prea repede, nu se îngroașă la fel de bine, știi, din cauza că e frig în sezonul ăsta, se face un pic mai mult. Hai, atâta vorba, hai să gustăm ce am făcut aici, nu? There we go. Okay. So it's a little bit soft, but that's okay. Parcă au înviat așa din senin, fetele și au început să se distreze. Mă bucur foarte tare. Ladies, thank you. It's right on in. Da, 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 da. După ce ți-o lins-o aia la altă tată pe acolo și-a băgat degetele prin ea, mănâncă acum. Ce bună e. Acum chiar că zici că e cara mea. Deci am zis că zici că e cara mea. Așa, linge. Că... Groaznic, scârbos, neigen. Și căldură, și dulce, și caramel. Parcă aș fi fost în bucătăria bunicii. Bună la gust, într-adevăr, dar prea multă muncă. Când putem să luăm prăjituri de la cofetărie. Exact, adică, că bani îți trebuie, nu? Adică, de ce să muncești pentru propria mâncare și să nu mai dai banii când poți să dai banii? Adică, mă, fată, du-te, mă, la muncă și termină, că ce-i tâmpenia asta? Ia. Bagă-ți mințile în cap. Și?
Deci asta, săraca fata asta aici în dreapta, dacă o vedeți, e săraca, moare pe dinăuntru de cât de cringe e tot ceea ce se întâmplă aici și trebuie să râdă și ea, știi, să asta, dar... Deci după aia își fac oamenii o de asta părere proastă despre români. De ce? Că uite unde ne fac ăștia de rușine, măi. Deci nu se poate. Ia, Andrei. Aolo. De acum, cu gândul tot la fete, cred că o să am o poftă de faci de n-ai văzut de alea. Hai că pe cât am fost de acre zilele astea, acum m-am suntem dulci, te-am îndulcit și pe tine. De aia m-am adus aici să vă dau niște zahăr, să vă bine dispun. Și de acum... Te-am dat și pe față. Păi să rămâneți așa. Absolut groaznic, prieteni. Da, nu mai mă duc să... Bine, poftă de astea de dulciuri mi s-a făcut, dar o să am nevoie și de puțină lămâie, pentru că mi s-a făcut și grață, vreau să vă zic sincer. Adică... Deci de acum acolo, când o să văd caramele, o să mă gândesc numai la degetele fetei alea, că trebuie să lingi cu mănușile aia de la... Dă-i pace! Deci de... Bine, vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit. Like, share, subscribe și ne vedem data viitoare, pentru că, atenție, prieteni, ne apropiem de marea finală și vedem fiecare cu fiecare cu cine se căsătorește și cuplurile alea de dinainte care n-au mai apărut, nebunie, vă zic. Stați pe aproape. Yeah, I was building on the lecture. Versus coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills, I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high, check the movement is here, yeah.